De un scenariu cinematografic au avut parte polițiștii maramureșeni după ce au încercat să oprească în trafic un autoturism care circula pe drumul județean 108A. Mașina era înmatriculată în Franța, iar tinerii care se aflau în autoturism nu au oprit la semnalele polițiștilor. Dimpotrivă, au accelerat. Polițiștii au trecut la urmărirea mașinii și au fost nevoiți să tragă 3 focuri de avertisment în speranța că aceștia vor opri. În Arieșul de Câmp, cei doi tineri au reușit să fugă în lanul de porâmb, abandonând autoturismul de lux. Echipajul de poliție care supraveghea traficul pe drumul județean 108A a efectuat semnal regulamentar de oprire un autoturism matriculat în Franța. Conducătorul acestuia nu a respectat indicațiile polițiștilor, continuând deplasarea înspre Baia Mare. S-a procedat la urmărirea acestuia, iar pe raza localității Arieșul de Câmp s-a reușit oprirea și legitimarea conducătorului auto, cât și a pasagerilor din partea dreaptă. Toate acestea în urma executării a 3 focuri de armă în plan vertical, focuri de armă de avertisment. În cele din urmă, cei doi au fost prinși și încătușați. În urma perchezițiilor efectuate asupra autoturismului s-au găsit substanțe interzise. Sătenii povestesc că nu se așteptau ca tocmai în localitatea lor să se întâmple așa ceva. S-au prins aici, la râu, la Pușel. S-au și tras focuri de armă? Da, 3 sau 4, nu știu. V-ați așteptat să se întâmple așa ceva sau... Au fost astfel de incidente pe aici? Aici, nu. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că bărbatul de la volan are 30 de ani, iar pasagerul 26 de ani, ambii sunt din Gârdani. Persoana de la volan avea permisul de conducere suspendat. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv și a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor de sânge. Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul secției de poliție din Fărcașa în vederea stabilirii provenienței acestuia și a legalității documentelor. În cauză s-a întocmit dosar penal și polițiștii continuă cercetările.